Morning Glory, Morning Glory, inodori sunt incolori. Și bonjurică, bonjurică, 30 de minute peste ora 9 și 4 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și tocmai de aia ne-am gândit să-i spunem bună dimineața domnului profesor Dumitru Borțun. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Ce bine vă stă părul astăzi! Da, da, da! I-a mai crescut! Da, ce să zic? Ce să zic? Mă bucur! Domnule profesor, am zis să despicăm puțin situația din teren, în câte felii ori ieși. Odată să vorbim despre felul în care a comunicat statul român cu proprii cetățeni. Lumea nu prea pare să înțeleagă nimica și în general nu prea ne pricepem noi la comunicare. Valul de empatie nu ține loc neapărat de comunicare și până una alta rămânem pe emoțional. Acum, practic, ce s-a întâmplat, ce ar fi trebuit să se întâmple, pe scurt? Ar fi trebuit ca statul, prin reprezentanții lui, adică prin niște oameni care parțial sunt aleși, parțial sunt numiți, să se coboare la nivelul de interes, de cunoaștere și de exprimare al publicului larg sau la nivelurile diferite ale diferitelor publicuri. Statul nu face asta. Statul este el, se crede îndreptățit, legitim și a toate știutor și își spune propria lui poveste. Fără să-l intereseze dacă pe noi ne interesează povestea lui, dacă noi îl credem, dacă avem încredere în reprezentările lui, în interpretările lui, adică ale unor experți și consilieri care le suflă în ureche oamenilor politici și demnitarilor. Este o formă arogantă și incultă până la urmă de comunicare, pentru că denotă absența unei culturi a comunicării. Și când zic cultura comunicării, domnule Sarcu, eu nu mă refer la științe ale comunicării, la tactici, la strategii, asta o lăsăm specialiștilor. Mă refer la niște repere fundamentale. Știți cum e, ca să te orientezi în spațiu, trebuie să știi nord, sud, est, vest, sus, jos, dreapta, stânga, adică altfel nu știi. Dacă încurci stânga cu dreapta, te încurci când spui taximetristului încotrosoia, cum pățesc multe doamne. Pentru că se confundă niște repere. Cam asta se întâmplă în comunicare. Dacă nu le ai, bați câmpii, o iei razna. Sunt și mulți români care au trăit în Londra și de asta se mai încurcă stânga cu dreapta. Da, 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 de aici li se trage. Ce vreau să vă spun? Că știți cum, îi invit pe cei care ne ascultă să-și imagineze un adult, eventual un tip înalt, așa, spre 2 metri, care stă de vorbă cu un copil. Un băiețel așa de vreo 4-5 ani, da. Și vrea să fie drăguț cu el, să-l facă să zâmbească, să-l îi câștige încrederea. Și el stă ca un plăvan în fața lui mare și se uite la el în jos, de sus în jos. Da. Cum credeți că îl percepe copilul ăla? Ca pe un dog german. Exact. Așa percepe românul mijlociu statul. Ca pe un dog german. Deci dacă nu știi, și acum haideți să schimbăm foaia. Da. Persoana respectivă se lasă în genunchi sau stă pe vine și stă la nivelul copilului și vorbește cu el. Ăla îi vede fața, vede că îi zâmbește, îi simte căldura, lumina din ochi, îi simte, aha, se schimbă povestea, începe copilul să râdă, să zâmbească, îi înțelege mesajul. Statul nu știe să regleze distanța dintre emițător și receptor, cum spunem noi în comunicare. Este unul dintre motivele pentru care comunicarea noastră a dat kicks și în campania de vaccinare, a dat kicks și acum cu... Păi dumneavoastră știți ce este? Eu știu, dumneavoastră poate știți ca jurnalist. Eu s-a întâmplat să fiu implicat în niște activități și am și fost de curând la Iași în weekendul trecut și am văzut acolo. M-am întâlnit cu refugiați ucrainieni, am cunoscut oameni care primeau, care organizau procesul de primire. Este
o efervescență extraordinară pe graniță din partea societății civile, nu din partea statului. Statul a intervenit și el la un moment dat, peste câteva zile, da, de la începerea evenimentului, și a început într-adevăr să subvenționeze niște acțiuni acolo, dar acolo sunt foarte multe organizații neguvernamentale, sunt foarte multe biserici din tot spectrul, de la ortodoxi până la neoprotestanți, sunt acolo prezenți pe graniță, primesc oamenii, femeile, copiii, habar n-avem, nu știu, statul comunică parcă ar fi vorba așa de un fenomen parțial. Nu mai spun că n-au fost în stare să angajeze un corespondent străin, 2, 3, 10, cât e nevoie, să transmită de aici. Presa, îmi spunea o prietenă din Elveția zilele astea, presa de aici este plină cu acte de caritate ale polonezilor. Cum îi primesc ei pe ucrainieni? Din România nimic. Și eu știu de la părinții mei, ea e din zona Suceava. Părinții ei au o vilă pe la Sucevița și s-au retras acolo. Deci eu știu de la părinții mei ce fenomen extraordinar e acolo. Cât ospitalitate degajă românii, câtă grijă pentru celălalt, omul amărât, semenul aflat în nevoie. Și în Elveția nu se știe nimic, în schimb se știe despre polonezi. Zic, da, despre polonezi cine? Zice, sunt niște corespondenți locale acolo, bac un mai italian, bac... Aha! Deci au fost în stare să aranjeze acest mijloc de comunicare care se numește din cele mai vechi timpuri, mijloace de comunicare în masă. N-am fost în stare să le antamăm. Adică România, ce înseamnă nepricepere. România ar fi putut, sau, mă rog, încă mai poate, că nu e timpul trecut, dar poate construi un capital de imagine, de fapt poate reconstitui un capital de imagine, că nu suntem un popor de animale, nu suntem un popor de mineri, nu așteptăm străinii la vamă cu o rangă în mână, cum s-a crezut o vreme despre noi. În general, suntem niște persoane educate, vorbim englezește și 7 limbi străine și suntem și omenoși și ne purtăm foarte frumos. Dar pare că suntem niște gorile. Ați sezizat foarte bine că ăsta era un prilej, este un bun prilej de a te rebrandui, cum se spune în limbaj de specialitate, rebranding, de a-ți reface imaginea ca ta, brandul de națiune să se schimbe, pentru că ai ocazia să arăți cum sunt românii, ce fac românii, cum gândesc românii, cum arată românii. Și o serie întreagă de imagini foarte numeroase și diferite să plece din România spre largul zării. Nu pleacă. Eu vorbeam acum câțiva ani cu un mare specialist, un sociolog al comunicării, care se ocupă de sociologia comunicării în Italia, la o universitate, Universitatea din Milano. Și îmi spunea așa, România nu e cunoscută în Italia, pentru că ne vin foarte puține imagini în România. Nu există un flux de imagini pe televizor, pe new media, pe internet. Nu există flux. În schimb, în Italia există, făcuse o cercetare. Imaginea Italiei în România și imaginea României în Italia. Și eu discutam pe baza acestei cercetări făcute de Stefano Ronaldo. Și spune așa, zice, noi trimitem tot timpul imagini. Meciuri de fotbal, pizza, demonstrații paste, de stradă. Da. Parlamentul italian, tot timpul primiți imagini de la noi. Noi nu știm nimic despre voi, nu vă vedem, nu știm cum arătați. Dacă nu erau imigranții români, abar n-aveam că românii seamănă cu italienii și că gândim la fel. Iată deci care sunt marile gafe pe care le facem în comunicare. Suntem absenți. Dar la panică ne pricepem. Asta e limpede. Adică acum, de exemplu, că vorbim despre felul în care este reprezentată România în spațiul comunicării externe, presupun că totuși au răzbătut imaginile cu români amărâți stând la coadă la ulei, făină, benzină și așa mai departe. Adică aia cred că a ajuns. Adică sper din toată inima ca măcar atâta lucru să vadă că suntem chiar în ultimul hal din nou. Încă o confirmare. Dar cum facem să scăpăm de panică? Și aici, din nou, statul ar fi trebuit să se aplece către cetățean, să aibă un discurs pregătit, pentru că știam că va veni panica. Este un sentiment iminent al unui conflict aflat
aflat foarte aproape de granițele noastre și evident ne-am fi gândit că au să cumpere ulei, că au să cumpere făină, că au să sară pe benzină, că au să facă toate lucrurile pe care oamenii le fac atunci când începe să le fie frică, inclusiv cozi la pașapoartă. E, ce-ar fi putut să facă statul ca să prevină acest sentiment de frică și să diminueze probabil din sentimentul de anxietate în care trăim acum, în mod firesc de altfel? Prea multe nu avea ce să facă, dar asta nu e o scuză pentru faptul că n-a făcut nimic. Deci vreau să vă spun în primul rând pentru cei care ne ascultă că apreciez foarte mult abordarea dumneavoastră, modul în care vedeți opinia publică și manifestările ei. Mulțumesc. Sunt legice. Da, sunt de psihologia socială și trebuie să le acceptăm cum acceptăm că există mulți carpați. Dacă nu vrem să ne ciocnim, dar ei trebuie să ne ridicăm cu avionul, că altfel facem accident, da? Da. Sunt acolo. Nu ne interesează dacă sunt adevărate, sunt false, percepții, reprezentări, că sunt unii, că nu mea, prostii, bazaconii, că ai vers pe pereți. Ce ne interesează ce spun, ce crede prostimea, că au tot felul de termeni care nu se pot reproduce pe radio, știți foarte bine. Da, prostimea e o traducere, da, știu. De la da, cuvânt. Prostimea e o traducere care rimează. Ce vreau să vă spun? Un specialist autentic ține cont de lucrurile astea, le gestionează eficient în favoarea binelui comun, pentru interesul general. Cum facem să reducem panica, să reducem această influență, se numește contagiune, această influență socială de la un grup la altul, de la un nivel la altul, care poate generaliza până la urmă o percepție, o reprezentare a realității, care până la urmă e falsă. Dar cu timpul, fiți atent ce se întâmplă, devine adevărată. Uh-huh. Deci dacă tu anunți că o bancă e cu un picior în faliment, oamenii încep să scoată de acolo economiile, mari finanțatori încep și ei să scoată și până la urmă de faliment. Da. Se numește profeția autorealizatoare. Profeția se realizează tocmai fiindcă a fost făcută. Când a fost făcută, nu era adevărată. Se realizează în timp. Cam așa a fost cu benzina. S-a întâmplat un accident că au început ungurii din Ungaria să vină să cumpere benzină de peste graniță, de la Beiuș, din zona Oradea. De ce? Pentru că în Ungaria se plafonase prețul la benzină. Și știți cum e când plafonezi prețul la un produs? Dispare de pe piață. Cum am pățit și noi cu niște medicamente acum câțiva ani. Da. Și atunci, ce au făcut ungurii? S-au trecut granița să-și ia benzină. Au văzut românii. Aoleu, ce cozi! Vine criza de benzină. Hai și noi! Și s-a generalizat. Știți cum e? Azi în Timișoara, mâine în toată țara. S-a ajuns în toată țara într-o zi, două. Este incredibil. Dar asta e fenomenul de psihologie socială pe care noi, specialiștii plătiți de stat, dar știți ce se întâmplă? Ca să spunem adevărul la postul nostru de radio, că da, zice Rock FM. Nu, statul nu angajează specialiști, angajează amante, cumnate și alte, nu mai vine nicio rimă. Nu angajează specialiștii, asta e problema. Și atunci fac și ei ce știu, mai mult nu pot. Adică un fel de atât s-a putut. Pe de altă parte însă, Ucraina, spre deosebire de România, deși are foarte multe motive să intre în panică, folosind o comunicare, mi se pare, care angajează și emoțional, dar și rațional, reușește să-și țină poporul unit, ba dimpotrivă, dornic să lupte, să rămână, să se opună, să facă tot ce se poate să amâne sau să anuleze invazia Rusiei. Comunicarea ucraineană mi se pare o lecție de comunicare de criză. S-au mișcat foarte repede, cu spoturi. Câtă vreme, mă rog, au negociat ei în mod subtil aderarea la NATO, la UE și așa mai departe. Acum Zelenski am văzut că a întors foaia, probabil că s-a pictisit de negocierea aia, a găsit o altă cale, dar între timp au desfășurat toate lecțiile de comunicare de criză pe care și-ar dori cineva să le învețe vreodată, mai mult să le vadă și live. Cum vedeți dumneavoastră asta? Și cât e fumigenă pe acolo? Dacă vedeți și fumigenă. Sunt și fumigene. Noi trebuie să înțelegem acum că în situații de război, în general în situații de criză, dar în situații de război, există multe fumigene. De ce? Pentru că spunea cineva
că în război prima victimă este adevărul, după care urmează altele. Nu poți să spui exact ce este în realitate unor oameni care se pot panica, cum bine ați sezizat la începutul discuției, sau care pot să interpreteze greșit, sau care trag niște concluzii care nu au legătură cu ce spuneai. Există ceea ce se numește o ierarhie a informației. Cu ierarhizarea informației, așa cum e în armata. Da? Soldatul simplu nu știe ce știe colonelul și ăla nu știe ce știe generalul. Și niciun general nu știe ce știe mareșalul. Fiecare are informațiile corespunzând nivelului. Cam așa este în situații de război. Se militarizează și informația. Problema însă care e? Că dacă faci o analiză și s-au făcut analize de către agenții specializate în fake news și au făcut o analiză comparativă între minciunile care vin dinspre Moscova și cele care vin dinspre Kiev, balanța este absolut dezechilibrată. Deci, în favoarea minciunilor care vin dinspre Moscova, sunt mult mai multe, mai grave, mai strigătoare la cer. În comunicarea de la Kiev, care vine dinspre Ucraina, s-au strecurat uneori greșeli, s-au strecurat uneori chiar informații false, cum a fost cu soldații care apărau insula șerpilor și că ar fi fost omorâți toți. Și da, și, da, s-a revenit asupra știrii și chiar mass media ucrainiene au spus, nu, e o greșeală, oamenii au fost arestați, sunt prizonieri, dar nu sunt morți. Adică au această capacitate să revizuiască o informație falsă. Lucru care de obicei nu prea folosește, dar emoțional vorbind, lumea ține cu ei. Păi, domnule Scarcu, folosește în măsura în care aduce un spor de credibilitate. Domnule, ăștia sunt oameni serioși, ăștia nu vor să ne mintă. Când dau... Probabil că n-au revenit asupra tuturor. Probabil că sunt și informații pe care le transmit expres pentru a influența într-o anumită direcție. Dar faptul că Zelenski a reușit să se lase pe vine și să vorbească de la același nivel cu poporul și a dat jos haina și cravata și s-a îmbrăcat în... s-a costumat în cetățean, a zăzut tricouri, pulover, geacă. Adică tot timpul a avut o atitudine, nu mai vorbesc de limbaj, nu mai vorbesc de discursul ăla direct, unde îl ajută foarte mult experiența lui de actor, da, și așa mai departe. Ceea ce nu înseamnă că este ceva peorativ, atențiune. Fac o paranteză aici pentru că am zis actor. Pe de o parte, sunt actori intelectuali capabili să gândească strategic și capabili să gândească un fenomen în toate articulațiile lui. Vă dau exemplu la noi un Sergiu Nicolaescu, care era și actor și regizor, capabil să ia în mână niște fenomene sociale. Pe urmă, deci un bun gestionar de fenomen. Pe urmă, Zelenski se pare că este un astfel de om. Pe urmă, un mare actor care a fost Ion Caramitru, care dacă îți recita din Eminescu, de fapt era un eseu. Un eseu despre Eminescu și despre realitatea la care se referă. Ce înseamnă asta? Există actori foarte dezvoltați din punct de vedere cultural și intelectual. Faptul că e actor nu înseamnă că e un scamator, un circant, un dăla de bârci. În al doilea rând, Zelenski e și absolvent de drept. Adică un om care ia o diplomă în științe juridice, scuzați-mă, e capabil de abstractizare, să lucreze cu noțiuni abstracte, cu teorie, reține foarte multe lucruri, inclusiv în limba latină. Adică ăștia sunt oameni cultivați. Nu vii să-mi spui, un actoraș acolo, are talent că e actor și a știut să comunice. Nu! A știut să comunice pentru că este un om deștept, inteligent și cult. E un om curajos, cultivat. Nu în ultimul rând. Și mare, foarte, absolut. Un om curajos care știe că și-a pus pielea în băț. El știe că la capătul drumului s-ar putea să aștepte ștreangul. Dar o face pentru că și-a înțeles rolul. I s-a distribuit un rol de către providență, de către oameni, nu știm. I s-a distribuit un rol și omul și l-a asumat și joacă până la capăt. Nu dă bir cu fugiții.
Păi acum, dacă tot l-ați adus pe Sergiu Nicolaescu și l-ați comparat pe Zelenski cu Sergiu Nicolaescu, Doamne ajută că Sergiu nu murea în niciun film. Adică, de bine de rău, supraviețuia comisarul moldovan de la bine, era de un narcisist. Era de un narcisist. De multe ori care îți făcea... E rezonabil așa, dar până una alta va trebui să și încheiem conversația și mă bucur că ați acceptat să veniți alături de noi. Dar mi-am adus aminte apropo de panica asta, pentru că asta mi se pare că e ceva care se transformă în următorul val de pandemie, oricare ar fi pandemia, dar panica, frica în general, nesiguranța, sunt lucrurile care ne afectează acum și mai tare, pentru că oricum le-am trăit pe deplin în timpul acestor 2 ani. Și apropo de tehnica despre care vorbeați dumneavoastră, despre acea informație falsă care se transformă în adevăr la capătul panicii generale, mi-am adus aminte de acest principiu al, mă rog, e o zonă de ezoterism, să spunem, în care apare o creatură fantastică numită Egregor, care este născută din spaimele oamenilor. Zgomotul pe care îl auzi în camera alăturată, podeaua care scârție, dulapul care scârție, sentimentul că perdeaua flutură deși geamul nu este deschis. Spaimele noastre creează un monstru, iar monstrul ăla capătă greutate, volum, mișcă lucrurile și produce zgomote din ce în ce mai mari și până la urmă chiar ne ocupă casa, mintea, mă rog, adică sufletul. Cam asta era comparația, să spunem, semi-poetică. Splendidă comparație, e o imagine cu care putem încheia discuția asta pentru că e memorabilă. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule profesor. Doamne ajută să rămânem ceva mai curajos și să privim cu seninătate înspre grijile care... Domnul să fie cu noi. Aia zic, da. Și să ne ajute. Rămâneți puțin cu noi ca să facem o scurtă fotografie de grup. Vă pozăm așa pe monitor ce să facem dacă... N-am avut bucuria să ne vedem pe viu, dar ajungem și în punctul ăla. Și vă mulțumim foarte mult din nou. Cu multă plăcere. Și noi ne întoarcem imediat după publicitate. V-am pupat dulce pe ceacre și Doamne ajută. Morning Glory on Rock FM.